Domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Discutăm astăzi despre instituirea stării de urgență la nivel național până la data de 30 mai, despre instabilitatea politică și incapacitatea unui guvern în exercițiu de a face față crizei, dar și despre apariția unui nou partid pe scena politică, împreună cu invitatul meu de astăzi. Este vorba despre fostul prim-ministru al Republicii Moldova, mai nou politician, președintele unui partid politic în construcție, domnul Ion Chicu, bine ați venit la TVR, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Chicu, de mult n-ați fost pe la noi, din decembrie anul trecut, de asta vom analiza evenimentele în ordinea desfășurărilor. Pentru început vreau să vă întreb dacă nu regretați faptul că v-ați dat demisia în decembrie 2020, pentru că ceea ce trăim noi astăzi este inclusiv rezultatul deciziei noastre de a vă da demisia și lucrurile s-au complicat extrem de mult de atunci. Vă întreb dacă nu considerați că a fost o decizie pripită, poate inoportună în condiții de criză, poate influențată politic, pentru că unii spun că Igor Dodon va cere demisia, ca să paseze cumva responsabilitatea crizei spre Maia Sandu. Dumneavoastră, cum vedeți situația? Orice decizie, orice proces poate fi privită din diferite puncte de vedere și, în general, totul e relativ în lumea asta, după cum se cunoaște. Regret sau nu, eu cred că în circumstanțele de la sfârșitul lunii decembrie 2020, decizia a fost una asumată și corectă, indiferent de, zicem, urmările care au venit după aceasta. Eu vreau să reamintesc în ce condiții guvernul și-a dat demisia. În primul rând, în condițiile când de criză și de pandemie. Exact, dar haideți să vedem ce fel de criză era. Cu o lună în urmă, aproape 60% din populația țării au ales un președinte nou, care imediat cum a fost ales, deci avea drept scop și obiectiv și declarat și nu doar declarat demisia guvernului. Vă amintiți probabil și de protestul acela, să zicem, masiv din 6 decembrie în Piața Mare a Adunării Naționale, cu prezența probabil la mai multor exponenți politici, cetățeni și doamna președinte, care în mod ultimativ cerea demisia guvernului pentru că este necesar de organizat alegeri parlamentare. Vă mai amintiți probabil că încă în septembrie 2020 eu am declarat foarte clar, ca și mulți alți, eu știu, exponenți, dacă doriți, ai politicului din Republica Moldova, că parlamentul actual în linie mare s-a discreditat, el nu mai reprezintă poporul, iar acest lucru s-a accentuat și mai mult atunci când a avut loc alegerile prezidențiale. Nu în ultimul moment, eu vreau să remarc faptul că guvernul tehnocrat pe care am avut, sau în care am avut onoarea să lucrez, deloc nu a fost fericit pentru legile aprobate în Parlament pe parcursul lunii decembrie. Mă refer la acele pachet, acele legi archipopuliste, aș spune eu, care până la urmă au și fost declarate anticonstituționale de Curtea Constituțională. Deci, în linie mare, putem să considerăm că în afară de, zicem, atitudinea, haideți așa, neprietenoasă, pot să o numesc, din partea noului președinte, guvernul s-a pomenit și fără o susținere parlamentară în linii mari, pentru că noi acele legi nu le-am susținut, nu le-am avizat pozitiv, deci în linii mari era un guvern nesustinut de nimeni, în condițiile crizei și pandemie, asta este ultimul lucru care poate să-l dorească o țară, să fie guvernată de un executiv fără susținere. Deci evoluțiile au fost, bineînțeles, astea care sunt nedorite, dar eu nu aș face o legătură directă între decizia de a pleca în demisie și ceea ce se întâmplă. Ori, aceasta a fost o, zicem, o decizie impusă în condițiile unei obstrucționări vădite a activității guvernului, altă soluție la acea etapă nu era. Eu regret însă că de atunci s-a pierdut atât de mult timp, nu s-a mers în Parlament cu înaintarea unor candidaturi la prim-ministru chiar imediat și nu s-au creat condiții cu mult mai devreme pentru dizolvarea Parlamentului. Eu nu știu de ce a fost necesar de o lună jumate de încercat, de mers în la Curtea Constituțională cu întrebări, răspunsul la care era vădit. Nu pot să autodizolv, deci Parlamentul nu se autodizolvă și multe alte adresări de acest gen. De ce, dacă se răspund foarte concis la întrebarea dumneavoastră, regret decizia dacă ne uităm prin prisma evoluțiilor ulterioare, dar dacă ne uităm prin prisma realității,
autorităților de la acea perioadă. Eu consider și astăzi că a fost o decizie asumată și corectă, dar, repet, totul relativ în lumea aceasta. Bun, un guvern fără susținere în Parlament este totuși mai bun și mai funcțional decât un guvern în exercițiu. Cel puțin, guvernul fără susținere are instrumentul angajării răspunderii pe care guvernul în exercițiu nu îl are. Exact, despre asta comunicam doamnei președinte ales la acea etapă, la 4 decembrie, și am pomenit în ce circunstanțe. I-am propus două modalități de provocare a alegerilor parlamentare. Prima era ca guvernul să rămână în picioare, iar Parlamentul, timp de 90 de zile, să nu aprobe niciun act. Ceea ce permitea sau era altă posibilitate pentru a dizolva acest Parlament. Guvernul, într-adevăr, rămânea plenipotențial, putea să-și asume, angajeze răspunderea pe proiecte de legi, inclusiv pe acordul cu FMI. Era suficient ca prim-ministru să meargă în Parlament, să dea citire proiectului și această numărătoare inversă de 90 de zile nu se întrerupea. Deci dacă făceam acest lucru, asta înseamnă că către 18-20 martie curgeau acele 90 de zile, președintele avea posibilitatea să dizolve Parlamentul, dar guvernul rămânea unul competent. Repet, discuția respectivă a fost pe 4 decembrie, iar pe 6 decembrie președintele și aliații săi politici au convocat acel mare protest. Eu cred că dacă nu pleca guvernul în demisie, protestele aratul scoarului catedralei continua și ianuarie și februarie, și eu nu cred că aceasta cumva ajuta în combaterea pandemiei. Deci cam asta a fost zicem, au fost circumstanțele în care am luat această decizie. Eu vă spun, în măsura posibilităților sau judecând după evoluția ulterioară, pot să recred această decizie, dar mai reamintesc că nu am ieșit niciodată anul trecut din calificative guvern, catastrofă, incompetent și toate alte calificative, inclusiv de la cei care când am plecat m-au numit laș că las guvernul. Deci aici văd o disonanță cognitivă, cum se exprimă unii concetățeni de-ai noștri plecați peste hotare. Bun, domnule Chicu, eu mi-am propus să discutăm despre intenția dumneavoastră de a vă crea partid politic puțin mai târziu, pentru că până la urmă nu asta e prioritatea numărul 1 în țară. Exact. Totuși vă întreb acum, pentru că e în context. Crearea unui partid politic presupune să aveți cel puțin 1000 de membri. Asta presupune interacțiune cu oamenii, întâlniri. Cum reușiți să faceți acest lucru în condiții de pandemie și în condiții de stare de urgență? Într-adevăr, conform legii partidelor politice, grupul de inițiativă a inițiat colectarea semnăturilor. Din informația care am acum, deja și sunt acumulate în jur de 900 de semnături. Sper că până la sfârșit săptămânii vom avea numărul necesar, suficient conform legislației, pentru a procede la înregistrarea formațiunii. Se discută, bineînțeles, cu fiecare cetățean care manifestă interes sau împărtășesc valorile despre care am vorbit. Nu sunt adunări, bineînțeles, că sunt interzise și nici nu sunt, în cazul mesajului nostru, nici nu sunt eficiente. Ori nu poți convinge mai mulți cetățeni odată să-și asume o asemenea decizie, să meargă în activitate politică, când acel care îl invită îi spune, noi nu o să fim populiști, noi nu o să promitem râuri cu lapte și maluri, tot așa mai departe, cum se spune. Deci ce e mai dificil cu invitatul. Deci este abordare individuală cu fiecare. Sunt bucuros că până la etapa actuală, practic, am reușit să fim convingători pentru un număr atât de mare de cetățeni. Potrivit legislației electorale, ca să participați la următoarele alegeri, ar trebui ca partidul să fie înregistrat până la data stabilirii de către Parlament a următoarelor alegeri, respectiv anticipatelor. Reușiți să vă încadrați în timp? Ați făcut astfel de calcule sau deja rămâne pentru alegerile ordinare? Exact, pot participa la exercițiul electoral doar partidele care au fost înregistrate către data emiterii decretului, îmi pare că de președinte. Vom reuși sau nu vom reuși, urmează să vedem. Până când noi parcurgem toate procedurile stabilite de legislație, noi intenționăm, bineînțeles, să participăm la acest exercițiu electoral, pentru că este și firesc pentru o formațiune politică să participe la alegeri, dar cum vor evolua lucrurile mai departe, când vor fi numite sau anunțate aceste alegeri,
foarte dificil de spus. Din câte știu, nu este încă nici răspunsul de la Curtea Constituțională la adresarea președintelui dacă se întrunesc sau nu condițiile. Mai este și situația aceasta de urgență care cumva prin legea 212 interzice desfășurarea legilor, dar noi mergem conform agendei noastre, adică calendarul electoral nu poate influența procesul normal de construcție a acestei formații. În eventualitatea în care alegerile ar avea loc în septembrie-octombrie, că așa se vehiculează, reușiți să participați la scrutin? Dacă vor fi în acea perioadă, eu sper că reușim, pentru că acum lucrăm asupra programului, statutului, altor documente constitutive, cred că acest proces nu va dura mai mult de 2 luni. Am înțeles. Dar, domnule Chicu, dumneavoastră, cel puțin așa ați anunțat, profilul partidului dumneavoastră va fi unul pro-european, dacă am înțeles mai corect. Dumneavoastră, de-a lungul timpului, v-ați remarcat prin declarații nu neapărat foarte elegante la adresa comisarilor europeni, la adresa unor europarlamentari, la adresa unor politicieni din România, care este stat european, de exemplu, aici în platou. Ați menționat că vizita președintelui Iohannis a fost una fără conținut, când astăzi, în Republica Moldova, se vaccinează cetățeni în grație acelei vizite. Dumneavoastră, în contextul acestei retorici, cum vă vedeți conducând un partid pro-european? Despre viziunile mele politice sau, cum se mai spune la noi, geopolitice și despre alternativa absolut firească a Republicii Moldova de integrare europeană, eu am declarat, fiind prim-ministru, în dimineața zilei de 22 mai, dacă o să verificați încă o dată postările mele, ieșirile în public, am spus că integrarea europeană este unica opțiune, am mai spus acolo și despre reforma teritorială administrativă și despre reforma învățământului superior în special și tot așa mai departe. Deci niciodată nu am zicem, lăsat loc pentru interpretarea anume această viziune a mea ca cetățean, ca chiar și funcționar. Deci integrarea europeană este un lucru fără alternativă. Faptul că uneori din vari motive retorica a fost chiar nepotrivită, aceasta nici cum nu poate umbri intenția sau dorința de a merge pe această cale. Dar, bineînțeles, regretul unei declarații uneori au fost așa, am acționat reactiv cumva la, ca știu, reacție la unele declarații sau chiar nu doar declarații, dar și acțiuni. Le regret, bineînțeles, dar haideți să nu confundăm intenția și eu știu, atitudinea față de Uniunea Europeană prin unele declarații. Eu pot să aduc și eu multe exemple când acei care manifest declarativ respect față de statalitatea Republicii Moldova și-au permis unele, zicem așa, ieșiri deloc diplomatice, dar nu trebuie să ne focusăm pe aceste declarații. Haideți să vedem după acțiuni și eu cred că anume această abordare este cea mai salutabilă și apreciată, acceptată de cetățeni. Bun, încă o întrebare la acest subiect și cel depășim. Apă la moara unor experți politici care spun că partidul dumneavoastră este constituit ca un satelit al Partidului Socialiștilor, a dat și declarațiile lui Igor Dodon, care spunea că în eventualitatea în care partidul dumneavoastră va accede în Parlament, atunci PSRM mai degrabă ar face o coaliție cu dumneavoastră decât cu Maia Sandu. Dumneavoastră considerați că ați scăpat de acea influență a PSRM care a existat până acum? Da, bună declarație. Deci aceasta este o strategie, se numește la noi, de a înăbuși în brațe prietenii, da? Dar dacă serios, până acum domnul Dodon știu că a făcut alianță taman cu PAS în 2019, cu mine încă n-a făcut, el, dumnealui m-a, sau partidul dumnealui m-a înaintat la funcția de prim-ministru. Bun, dumnealui spunea că are viziuni diferite referitor la integrarea europeană la raioane, dar că ar face o alianță cu dumneavoastră. Tocmai, da. Deci, dar dacă totuși ne uităm mai atent la, să zic așa, prestația mea în funcție de conducător executiv pe parcursul anului trecut, dacă fac referire la aceeași declarație din 22 mai cu reforma teritorială administrativă, nici cum nu se pliază, de exemplu, pe aspirațiile unui candidat președinte atunci a țării în campanie electorală. Deci dacă cineva mă afiliază cu domnul Dodon, ar trebui să explice cum ziceau prim-ministrul lui Dodon
vine cu așa inițiative din funcția de prim-ministru. Și au fost mai multe, credeți-mă, de acest gen. Noi nu vorbim acum despre coaliția, alianțe în viitorul Parlament. Opinia și poziția fermă a echipei pe care, cu care am onoarea și intenția să mergem înainte este că noi ne vom strădui să propunem tuturor actorilor politici, forțelor politice din Republica Moldova, 10-15 obiective care consolidează societatea sau care constituie o prioritate absolută pentru toți, iar integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană cred că este o prioritate și de fapt unica alternativă, dacă în jurul acestor obiective se vor crea, eu știu, diferite, nu știu, coaliții, noi vom susține, dar dacă în acea coaliție sau cum se numește ea majoritate lipsește acest obiectiv primordial, atunci noi nu vom fi acolo, trebuie să fie clar. Domnule Chicu, dar presupun că dumneavoastră ați analizat sondajele, ați văzut că în ultima perioadă sondajele nu dau Partidul Democrat în următorul Parlament. Formațiunea dumneavoastră mizează pe electoratul Partidului Democrat, anume pe acest electorat pro-european de centru-dreapta? Noi, de fapt, nu mizăm și nu vânăm electorat care a fost sau continuă să fie fidel unor formațiuni politice. De fapt, noi ne-am așa conturat profilul cetățenilor, oamenilor la inima și rațiunea cărora noi am vrea să ajungem cu mesajele noastre. Deci, în primul rând, noi știm și fim siguri în Republica Moldova există suficienți oameni care privesc lucrurile așa obiectiv și treaz, moldovenește vorbind, nu tolerează populismele astea ieftine, pentru că populismele și complexele astea sau frica de a-ți asuma unele decizii, din păcate, este caracteristică multor formațiuni politice. Noi, când trebuie, am luat decizii nepopulare și suntem gata și în continuare să ne asumăm. De asemenea, nu o să ne auziți niciodată pe noi cu promisiuni că o să majorăm de zeci de ori salarii sau pensii într-un timp foarte restrâns, fără a indica sursa sau modalitatea. Și, în general, nici o promisiune fără a specifica modalitatea de a fi atins un obiectiv sau altul nu o să auziți de la noi. Eu sunt sigur și noi, colegii, suntem siguri că există mulți oameni în Republica Moldova care preferă să le spui lucrurilor pe nume, să nu-i induci în eroare, ca ei, după ce s-au ars, așa vorbind, de multe ori când au crezut unor promisiuni triumfaliste sau, eu nu știu ce, populisme, s-au ars de atâtea ori, că acum preferă spuneți-le lucrurilor pe nume, stabiliți diagnoza corect și cred că cu așa mesaj noi putem ținti, zicem așa, persoane care au susținut sau susțin și alte partide. Deci nu vânăm, nu mizăm pe un segment oarecare sau pe, după cum am spus, adepții unui partid sau alte. De ce zicem că suntem, de ce vom fi de centru-dreapta, nu de ce, că, de ce este vorba de obiectivul de integrare europeană, anume politicile economice, viziunea noastră asupra politicilor economice, cumva ne poziționează pe acest segment. Noi am spus foarte clar și am cumva testat în practică această abordare. Cu cât e mai mică povara, în cazul de față vorbim fiscală sau administrativă, asupra business-ului și cu cât e mai mare disciplina, cu atât e mai bine și business-ul se poate dezvolta mai bine și încasările la buget sunt mai mari. Ori după reforma fiscală din ianuarie, zicem, 2019, când am diminuat impozitele, noi am reușit să majorăm veniturile la buget. Deci această abordare, care este în linii mari una stimulatorie pentru economie, lucrează. Noi suntem adepții unei asemenea abordări. Mai sunt câteva elemente în politica noastră, în politicile noastre economice, care ne poziționează, după cum am spus, pe dreapta. Că astăzi Partidul Democrat este de, nu știu, centru-dreapta sau centru-stânga, nu știu cu siguranță, dar noi nu, v-am spus, nu mizăm, nu ne axăm pe electorii unui partid sau altul. Dar apropo de aspectele economice, iată, în contextul acestei stări de urgență, recent Igor Dodon a venit cu propunerea ca să luăm circa 10 miliarde de lei din rezervele băncii naționale pentru a ajuta cetățenii, pentru a ajuta mediul de afaceri să facă față acestei stări de urgență. Unii spun că s-ar pune la cale un nou furt de proporții. Dumneavoastră, cum vedeți această intenție? Apropo, cea mai haioasă glumă la acest subiect a făcut-o Pavel Filip, care a spus că Igor Dodon e ca gospodarul care încearcă să bea toți banii din casă.
Asta așa ca o paranteză. Nu știu ce a declarat domnul Filip. În linii mari, domnul Dodon propune ca noi, ca guvernul, să împrumute de la Banca Națională Direct bani 10, 20, nu știu câte miliarde, pentru careva scopuri. În general, practica de a împrumuta direct de la o bancă centrală este una care a rămas în istoria Republicii Moldova, cred că ultima dată a fost prin 2003. Revenirea la o asemenea practică, asta înseamnă că se revii la, cu 20 de ani în urmă. Este o practică vicioasă, este un lucru care nu poate fi acceptat, pentru că de peste cap toate regulile deja stabilite, lovește dur în autoritatea Republicii Moldova și pe plan internațional și în raport cu instituțiile financiare internaționale. Poate ca să înțelegem mai bine ce înseamnă aceasta, asta ar fi când eu, având nevoie, de exemplu, de un împrumut pentru varii motive, nu m-aș duce la bancă, dar aș veni la dumneavoastră. Vă rog să-mi împrumutați dumneavoastră bani. Deci aceasta nu este metoda normală de a împrumuta. Bineînțeles că banii de la Banca Națională sau lichiditățile pe care Banca Națională își permite să le, zicem, ofere în piață, ele până la urmă ajung la diferiți, debitori, inclusiv și la guvern, dar este absolut necesar să urmeze calea normală, pe piața secundară, prin intermediul investitorilor în VMS-uri și tot așa mai departe. Deci eu sunt absolut împotriva unor asemenea abordări, ele nu pot fi justificate nici într-o circumstanță. Deci este modalitatea foarte clară. Banca Națională oferă pe piața financiară a țării lichidități astfel încât să nu dea peste cap și alți parametri, da? Inclusiv mă refer la inflații, iar băncile comerciale pot plasa sau pot împrumuta guvernul prin procurarea VMS-urilor și asta este cea mai bună metodă. Este vorba și de o responsabilitate până la urmă a guvernului ca debitor, pentru că noi tot timpul sau politicul tot timpul va avea tentația să împrumute, considerând că Banca Națională e tot a guvernului sau cumva sub controlul politicului și cumva tentația, dar poate nu mai întoarcem, cum de exemplu avem VMS-urile plasate, dacă nu mă greșesc eu, prin 98, nici astăzi nu sunt răscumpărate, da? Iată, datoria asta tot este, se prelungește, se extinde. Deci este o cale vicioasă, nu trebuie de acceptat nici într-o circumstanță. Sunt necesare lichidități pentru guvern, pentru sunt căi care le-am utilizat până acum, trebuie din ele pe această cale în continuare. Cât privește declarațiile unor politicieni că se pregătește un nou furt al miliardului, aici sunt mai multe iarăși speculații, pentru că împrumutul urmează să vină, la guvern, guvernul să finanțeze, eu nu știu, ori investiții, ori alte cheltuieli, iar ceea ce s-a întâmplat în 2014-2015 a fost, de fapt, oferirea garanțiilor guvernul pentru bani furați. Și de fapt întâi s-au oferit garanțiile și apoi banii s-au furat, dacă urmărim cronologia. Deci aici e politică mai mult, dar însăși esența acestei propuneri este contrară teoriei și practicii economice sănătoase. Eu vă întreb, domnule Chicu, pentru că nu este prima încercare a lui Igor Dodon de a tenta la rezervele valutare BNM, pentru că eu mi-amintesc când dumneavoastră erați premier, dumnealui a propus ca să luăm bani de la Banca Națională și să investim masiv în infrastructură, pe atunci dumneavoastră ați venit cu diferite proiecte de investiții în infrastructură și atunci nu v-am văzut atât de critic la o astfel de inițiativă. Dacă mă vedeați că merg și împrumut bani de la Banca Națională, putea să-mi spuneți. Deci, dar aceasta a fost poziția mea de tot timpul. M-ar compromite ca, eu nu știu în ce măsură sunt considerat profesionist în domeniu, dar m-ar compromite dacă aș susține asemenea abordare. Deci lichidități, bani în piață trebuiesc, în măsură iarăși cât ne permit parametrii respectivi monetari, dar este calea normală de a obține acești bani, nu prin împrumut direct la Banca Națională, categoric împotrivă. Dar ați menționat dumneavoastră despre frauda bancară și despre acea lege care a fost votată la sfârșitul sesiunii trecute, lege care a fost contestată la Curtea Constituțională, declarată neconstituțională privind abrogarea legii miliardului. Iată că socialiștii vin din nou repetat cu un proiect de abrogare a legii miliardului. În ce măsură este populist un astfel de proiect? Pentru că, bineînțeles că, din punct de vedere electoral, dă foarte bine să spui că nouă cetățenii trebuie să plătească pentru banii furați.
Din păcate, noi suntem în campanie electorală, politicienii noștri sunt în campanie electorală eternă, permanentă, veșnică, să zic așa, deci și populismul nici cum nu mai cedează, măcar a doua zi după alegeri, când deja s-a consumat exercițiul. Este valabil și acum, după alegerile prezidențiale, au fost acele inițiative legislative care nu au fost avizate de guvern, dar era absolut obligatoriu să fie avizate, votate în Parlament. Zilele astea am mai văzut un precedent absolut inacceptabil când majoritatea, nu știu dacă nu unanim, dar majoritatea parlamentarilor, inclusiv Partidul Socialiștilor și PAS, au votat în Parlament rectificarea bugetului fără avizul guvernului, deci oferind, alocând 600 de milioane pentru indexarea pensiilor, da? Deci aceasta tot este un populist, deși înțeleg dorința de a oferi pensionarilor mai mult, dar aceasta tot este un precedent și tot este un populism. Cred că mai urmează de acest gen și alte inițiative. Dacă aș face o evaluare a ponderii proiectelor populiste înaintate de către deputați, cred că ea este hăt peste 80% și asta este o mare, mare problemă, pentru că noi am ajuns deja ca societate să nu mai putem deosebi ce-i bine și ce-i rău pentru noi, da? Deci ne-au cumpărat în așa, eu vorbind la figurat, bineînțeles, în așa mod că ne pare că mărul cel otrăvit este exact ce ne trebuie nou. Deci populismul chiar este măr otrăvit și noi trebuie să facem așa încât dacă sunt dispară măcar cât de cât să se diminueze aceste inițiative. În privința unei încercări repetate de a vota asupra acelei legi, trebuie de văzut întâi proiectul. Eu am rezerve, de exemplu, până la urmă pe legea cei care a pus pe umerii cetățenilor, dar trebuie să fie clar și poate asta este încă un exemplu de ce guvernul nu are pe dreptul să împrumute direct. Tot timpul va fi tentații pentru guvern de a zice, dar știți, poate hai lăsăm pe altă dată, dar noi doar banii cei pentru țară i-am luat, poate noi mai întoarcem. Iată, asta e exemplul de ce la. Guvernul a emis garanții, înseamnă că este responsabil. În ce circunstanță este altă întrebare, dar guvernul a împrumutat de la Banca Națională acești bani și este dator să le întoarcă. Ce era dacă guvernul împrumuta, de exemplu, acești bani de la o bancă comercială? Tot așa avea să zic că mă duc în Parlament și anulez dator. Nu e posibil, da? Exact, trebuie să fie aceeași atitudine. Dar în ceea ce privește că sunt rezerve, eu, de exemplu, sunt acum, sau cred că acea rată dobânzii pe care guvernul plătește de 5% pe cele miliarde multe care au rămas, ea nu este chiar îndreptățită, justificată. Ar fi posibil de mai diminuat, cu atât mai mult că guvernul se împrumută de la băncile comerciale acum undeva sub 4%, da? Deci asta ar fi, depinde de maturitatea emisiilor, da? Deci și ar mai fi momente acolo. De exemplu, și toată lumea a văzut că, de fapt, Banca Națională ea trebuie să fie una independentă, dar sunt momente legate de cheltuielile, de exemplu. Ați văzut și unele efecte ale politicilor salariale acolo. Deci cheltuieli enorme sunt la Banca Națională. Nu cred că societatea are controlul asupra activității, nu zic politicilor, dar asupra activității acestei instituții ca cheltuieli, să zicem. Deci, ea sunt multe rezerve, s-ar putea de operat modificări ceva acolo, dar eu nu am văzut proiectul socialiștilor ca să zic că e bun sau rău. Dar dacă se merge pe aceeași abordare, că noi pur și simplu ne iertăm datoria noastră față de cineva, ea nu poate fi acceptată. Ea va duce la colapsul statului, pur și simplu. Am înțeles. Tot pe aspectele economice, domnule Chicu, recent Ministerul de Externe de la București a anunțat expirarea valabilității acordului de 100 de milioane de euro bani nerambursabili oferiți Republicii Moldova. Țara noastră n-a reușit să valorifice 60 de milioane. A existat un ping-pong așa de declarații dintre guvernul interimar de la Chișinău și cel de la București. Domnul Ciocu îi spune că, de fapt, Ministerul de Externe de la București spune că a făcut mai multe demersuri și undeva s-au blocat lucrurile exact la Chișinău. Considerați că aveți vreo vină, poate nu dumneavoastră personal, dar guvernul dumneavoastră referitor la ratarea acestor bani? Noi vorbim de un acord încheiat în 2010, dacă nu greșesc, sau semnat chiar, s-au trecut toate procedurile de ratificare către 2011. Deci în 10 ani, statul Republica Moldova, care de atunci a avut
5 ani după semnare guverne AIE, după aceasta au mai fost alte guverne și noi. Deci în 10 ani, înțeleg, în 10 ani, atâtea guverne, inclusiv acela în care am lucrat eu și pe care am avut onoarea să-l conduc, n-au reușit să valorifice decât 32 de milioane, dacă nu scapă mie, din 100. Deci, că s-a ratat, asta este vina exclusivă, bineînțeles, a părții moldovenești, dar faptul că toți acești 10 ani de, știți, ratare a unui asemenea ajutor frățiesc îi se atribuie guvernului care a primit răspuns la cele 3 tentative sau cele 3 propuneri pe protocolul numărul 6, deci a primit răspuns cu o lună înainte de a pleca în demisie, tot îmi pare nu chiar corect. Deci bun, noi am înaintat... Dumneavoastră să semnați prelungirea acestui acord. Nu se poate semna un acord internațional azi sau mâine, atâta timp cât instituțiile statului nu examinează textul acordului. Deci este o procedură, de exemplu, cum a fost procedura și cu același credit rusesc, dacă vă amintiți, de anul trecut. Este o procedură, dacă nu o respecti, risc să ajungi în Parlament și să fie atacată. Iarăși, de ce a fost declarat anticonstituțional acel acord de credit rusesc anul trecut? Pentru că n-a fost respectată procedura. Deci, vă rog să mă credeți că procedura de încheiere, semnarea unui acord internațional nu este chiar la dispoziția directă a prim-ministrului, cheamă ministrul externe și spune semnează. Nu este așa. Haideți să nu zicem cumva lucrurile să le așa abstract, să le ignorăm. Deci sunt proceduri care trebuie urmat. Noi am remis partea moldovenească o adresare în august 2019 semnată de doamna Georgeta Mincu, ministru în cabinet Sandu. Deci a fost o propunere pentru protocolul 6 către partea românească, n-am avut răspuns. Apoi, în vara anului 2020, domnul Pierjo a semnat două scrisori. De ce ministrii agriculturii și dezvoltării regionale? Pentru că țin de dezvoltare regională. Deci nu a fost răspuns din august, a venit răspuns pe parcursul lunii noiembrie. Deci ca să semnez și să treci toate procedurile unui acord internațional, durează. Noi nu am avut nimic împotrivă, bineînțeles, dar dacă de atunci din noiembrie și astăzi suntem zicem, la început de aprilie, nu s-a făcut acest lucru, eu sunt gata să-mi asum, bineînțeles, orice responsabilitate, dar este bine să ne uităm la lucruri obiectiv. De atunci s-a discutat pe diferite platforme, și în Ministerul Externe, și pe platforma președinției, din câte am fost eu informat, și eu cred că comentariul cu care a venit sau reacția care a venit Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, mai mult sau mai puțin confirmă această situație. Repet, încă o dată, nu poți semna un acord, indiferent de ce natură este, că zdonează, nu zdonează sau altceva, fără a trece procedurile respective. Asta vreau să spun. Dumneavoastră sugerați că tergiversările s-au făcut la nivelul Bucureștiului? Nu sugerez, Bucureștiul tot când are, zicem, intenția, mai ales că ei plătesc, că ei alocă, bineînțeles, tot sunt proceduri. Credeți-mă, indiferent de pe care parte ești, nu se încheie acordurile internaționale într-o zi sau două. Deci, fără a sugera sau a dea la ceva, vreau să vă spun că, din păcate, noi, Republica Moldova, am ratat 10 ani am ratat acest acord. Eu sper foarte mult că partea sau guvernul României va reveni la discuții cu autoritățile moldovenești, pentru că sunt sigur că nu s-a diminuat dorința și disponibilitatea partenerilor din România să ajute poporul Republicii Moldova și eu cred că ceea ce nu s-a reușit de valorificat pe parcursul acordului respectiv se poate de revenit și de încheiat alte acorduri, exact așa cum au fost cele 5 protocoale adiționale la acordul inițial semnat. De aceea regretăm că capacitatea de absorpție a chiar și a unor ajutoare nerambursabile din partea guvernelor care s-au perindat de 2010 până acum, este una redusă. Este regretabil și trebuie de extras lecții din aceasta. Bun. Starea de urgență la nivel național până la data de 30 mai. Dacă facem abstracție de aspectele politice, când în stare de urgență nu poate fi dizolvat Parlamentul, noastră ca cetățean și ca persoană care ați venit în Parlament odată și ați solicitat introducerea stării de urgență, considerați că are logică instituirea acestei stări de urgență acum, în formatul în care este acum?
este o întrebare care iarăși poate avea diferite răspunsuri. Eu consider că a fost o inițiativă logică, exact așa cum a fost logică și anul trecut, când am venit în Parlament, îmi pare că 15 sau 17 martie, și dacă vă amintiți... Bun, anul trecut a fost restricționată activitatea economică. Exact. Este un moment aici foarte important pe care noi nu-l sesizăm cu toții destul de bine. Deci, instituirea stării de urgență în Parlament, aceasta este un mecanism de transmitere a, zicem, dreptului de a lua decizii către Comisia Situației Excepționale. Deci lucrurile în țară, mai mult sau mai puțin, cel puțin pe dimensiunea sănătății publice și altor domenii, sunt gestionate prin intermediul acestei structuri. Comisia Situației Excepționale, care avem la nivel central, la nivel de raioane și la nivel de primării. Unde o duc eu, să zicem așa? Deci dacă Parlamentul i-a permis Comisiei Situații Excepționale să acționeze în felul următor, mai departe aceste comisii pot lua decizii concrete pe restricții specifice. Anul trecut acest lucru a fost foarte bine sincronizat. Adică am fost în Parlament, Parlamentul a votat, am revenit la guvern, am convocat Comisia Situații Excepționale și am început și am aprobat o listă întreagă de restricții. Eu mă așteptam că și anul acesta va fi acest lucru. Imediat după Parlament, Comisia Situației Excepționale va aproba aceste restricții. Unele le-am văzut că le-au aprobat. De ce doar astea sau de ce anume astea, eu nu mă având să le comentez. Probabil că specialiștii știu mai bine. Mi-a părut stranie, destul de stranie, acea restricție legată de zicem, parcuri, de posibilitatea oamenilor de a se plimba prin parc, de a respira în parc. E adevărat, anul trecut noi am avut această restricție, dar a fost în condițiile când era lockdown total, adică stați acasă, vă amintiți? Chiar nu se circula pe străzi și atunci poți mai înțelegi că nu se poate nicăieri, inclusiv în parcuri. Dar acum se poate peste tot, nu se poate în parcuri. Aici mi-a părut cam un pic nu prea bine întemeiată decizia. Nu știu dacă până la moment a fost anulată această restricție, dar momentul de când, deci dacă revenim la întrebarea dumneavoastră, instituirea stării de urgență se face cu un scop, ca ulterior Comisia Situației Excepționale, care are un mecanism de coordonare a activităților cu mult mai bun decât alte structuri, să poată veni cu aceste restricții pe o zi, pe două, pe o săptămână, să le ridice, să le aplice în funcție de evoluția situației. Deci eu consider că procedura a fost logică, iar că au întârziat restricțiile respective sau măsurile respective, aici cred că este o lacună. Important cred că este dimensionat că această stare de urgență trebuia instituită cu mult mai devreme, cred că spre sfârșitul lunii ianuarie, când se vedea deja că iarăși se începe trendul acesta ascendent. Din păcate nu a vrut nimeni să-și asume această responsabilitate, nici președintele, nici parlamentul, nici guvernul. Am ajuns acum unde am ajuns și aici, bineînțeles, instituirea stării de urgență deja provoacă și suspiciuni că are cumva așa conotații politice, pentru că dacă rămâne în picioare, să zicem așa, această stare de urgență, înseamnă că și organizarea alegerilor va, zicem, va întârzia. Dar eu nu vreau să comentez conotația politică, aici pot fi speculații, suspiciuni, reieșim din faptul este necesar sau nu instituit stare de urgență. În măsura în care înțeleg eu lucrurile, este necesar, pentru că asta oferă Comisiei Situații Excepționale, adică executivului, mai multă flexibilitate. Nu trebuie să meargă încă o dată la președinte să ceară permisiune, la Parlament să întrebe, dar politic nu o să vă atingă, și tot așa mai departe. Este Comisia Situații Excepționale, o așa structură militarizată care decide mai multe măsuri să le aplice sau să le anuleze. Da, când spuneți că trebuia instituită stare de urgență mai devreme, vă referiți inclusiv la asistarea activităților economice? Diferite restricții pot fi. Nu, pentru că mă întrebam dacă noi, în general, ne permitem să închidem economia pentru o perioadă de 2 luni, de exemplu. Noi am avut experiența anul trecut, când am instituit această stare de urgență și am închis economia, am închis tot, pentru că așa făceau toți la acea etapă. Eram un pic și bine, pomeniți într-o situație când virusul este nou, nu știm nici zicem, sistemul medical nu era pregătit în măsura corespunzătoare. Deci a trebuit să închidem și piețe, și mall-uri, și tot ce
era posibil, inclusiv, iartă-mă, Doamne, și bisericile, da? Deci a fost niște măsuri absolut necesare. Eu cred că și acum se poate de mers cu unele restricții cu caracter economic, care ar diminua cel puțin, zicem, din gradul de expunere a cetățenilor. Eu am văzut cu vreo lună în urmă decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică cu limitarea activității mall-urilor, de exemplu, dacă vă țineți minte, era restricționarea pe timp de weekend sau invers. Peste 3 zile, în urma presiunii proprietarilor din mall-uri sau altcuiva, s-a anulat această decizie. Eu cred că aceasta a fost o eroare. Eu cred că este suficient aceleași centre comerciale să activeze o zi, două pe săptămână sau chiar în general pe o perioadă oarecare de restricționată activitate. Mai sunt și alte activități economice care ar putea fi organizate altfel decât acum. Nu este vorba despre un lockdown total, pentru că nu poți bloca economia total acum. Nu este niciun sens și nici nu să fie întemeiat. Alt moment poate trebuie să-l remarc. Eu cred că chiar dacă înțeleg foarte bine care au fost raționamentele pentru trecerea totală la învățământul online, eu cred că aici totuși nu este chiar corectă decizia. Este necesar, bineînțeles, de asigurat vaccinarea cadrelor pedagogice didactice cât mai rapid posibil, dar trebuie de revenit la învățământul cu prezența fizică, poate la prima etapă doar pentru clasele primare, 1-a, 4-a, pentru că este o problemă mare ce fac părinții, copiii cărora nu pot fi lăsați de un singur acasă. Aici cred că trebuie de revenit la această abordare. Eu cred că procesul de studii trebuie restabilit așa, ca să fie, poate cu unele, zicem, restricții, dar clar că trebuie de vaccinat în primul rând pedagogii. Dar apropo de vaccinare, dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu, eu nu m-am vaccinat, în primul rând. Dar aveți cetățenia română, aveți posibilitatea să o faceți în România. Da, pot să o fac. Dacă peste 3 luni, când voi putea să mă vaccinez, pentru că eu, din păcate, m-am reinfectat în luna februarie încă o dată, din câte mi-au spus medicii, nu pot aplica vaccinul în perioada respectivă. Eu sper către luna mai sau iunie, când voi putea, zicem, nu-mi vor permite medicii, voi putea și eu să mă vaccinez aici în Republica Moldova. Am înțeles. Domnule Chicu, spuneam la începutul emisiunii despre incapacitatea unui guvern în exercițiu de a face față crizei. Și mă refer aici la incapacitatea guvernului în exercițiu de a negocia credite din exterior. Vorbeam anterior cu dumneavoastră despre acordul cu FMI, 150 de milioane de dolari, despre banii veniți din Uniunea Europeană. În loc să împrumutăm bani la o rată mult mai avantajoasă din exterior, împrumutăm de pe piața externă la o dobândă internă mult mai mare. Din acest punct de vedere, din punctul dumneavoastră de vedere în general, cât timp ne permitem noi ca stat să supraviețuim în acest mod? Când plecam din oficiu la 31 decembrie, am spus că statul Republica Moldova, în linii mari, sau sistemul bugetar fiscal are o imunitate deja la diferite genuri de crize și politice și am văzut că asta și pandemice. Eu vă înțeleg, am spus către iunie, până în iunie, iulie 2021, nu cred că vor fi probleme în ceea ce privește capacitatea statului de a finanța cheltuielile curente, chiar și unele investiționale, lucrul acesta îl reconfirm. Altceva, că în bugetul anului 2021 noi avem planificat un deficit bugetar destul de mare, care sursele de finanțare a căruia sunt inclusiv împrumuturile de pe extern. Și bineînțeles că un guvern interimar nu poate să le negocieze și să semneze acest acord. Dar atunci când plecam în decembrie, eram absolut sigur că doamna președinte, imediat cum pleacă guvernul, face repede două tentative de a înainta prim-ministru. Asta e partea politică, domnule Chicu. Mă referam strict din punct de vedere economic. Sunt legate, da. Deci dacă către aprilie și era posibil cel târziu mai să fie organizate alegeri parlamentare, asta înseamnă că în iunie deja țara putea să aibă un guvern ales, plenipotențiar, de un parlament reprezentativ, ceea ce îi permitea, pentru partea a doua anului, să semneze diferite acorduri. Ori exercițiul bugetar se finalizează la 31 decembrie și marea parte a cheltuielilor, inclusiv investiționale, au loc
în partea a doua anului. Deci este regretabil că până acum suntem în situația aceasta de suspans și cumva este sub risc capacitatea guvernului de a semna aceste acorduri. Dacă nu este posibil de încheiat aceste acorduri internaționale, se va, bineînțeles, se va conta mai mult pe resursele interne. Și aici o să fac o remarcă. Dumneavoastră a spus dacă nu este cumva mai bine să te împrumuți pe extern la rate cu mult mai mici decât pe intern. Da, este mai bine de pe extern, dar dacă considerăm toți factorii, de exemplu, și riscul valutar, haideți să vedem evoluția cursului valutei naționale din, de exemplu, mai 2020 până acum, sau aprilie 2020 până acum. Valuta națională s-a depreciat și noi vedem că dacă împrumutam în euro sau în dolari în perioada respectivă, costurile guvernului nu erau mai mici, sau cel puțin erau comparabile cu împrumutul de pe piața internă. Dar cred că în acest an absolut dificil și cu criză politică, guvernul interimar, cum este el, nu va avea de ales. Va trebui să atragă surse financiare pentru finanțarea deficitului de pe intern. Totodată va trebui să renunțe la unele cheltuieli, să facă optimizări exact așa cum a făcut guvernul anul 2020, să mai uite de mobilier, de mașini, de calculatoare, etc., etc., și se poate de ajuns la finalul anului, cel puțin cu facturile toate achitate. Eu sunt sigur că se poate. Cum se va proceda? Ce strategie vor aborda executivul împreună și în frunte cu președinția? Greu de spus, asta trebuie de spus. Noi, eu mă întrebam dacă prin vară deja, de exemplu, am putea înregistra restanțe la capitolul achitării de pensii, salarii. Sper că nu, dar nu pot da un răspuns ce se va întâmpla după iulie. Sunt absolut convins că până în iulie toate facturile vor fi achitate, inclusiv pensiile și salariile. Ce se va întâmpla după iulie, mi-e greu să spun, dar haideți să vedem că anul acesta, din punct de vedere agricol, cel puțin arată a fi unul cu mult mai bun. Dacă judecăm după contribuția sectorului agricol în căderea produsului intern brut anul trecut, vedem că aproape jumătate din cele 7% sunt contribuția cu minus a sectorului agrar. Anul acesta, cu siguranță, nu vom avea. Bineînțeles că bobocii se numără toamna, dar cel puțin din ceea ce vedem. Deci eu rămân optimist în privința evoluției situației economice în Republica Moldova, dar iarăși gestionarea resurselor financiare, sectorul bugetar fiscal depinde de modul în care specialiștii din minister vor fi lăsați să muncească. Ori inițiative de diferit gen, cum a fost acel votat fără avizul Ministerului Finanțelor și a Guvernului de a majora cu 600 de milioane deficitul pe parcursul anului, când nu știi când vei avea guvern și capacitatea de a încheia noi acorduri, îmi pare că este un semnal foarte îngrijorător, adică politicul nu înțelege realitățile, deci se avântă mai departe în creșterea cheltuielilor fără ca să zicem, considere realitățile. Am înțeles. Știu că dumneavoastră respectați regula celor 100 de zile. De-a lungul timpului ați evitat să vă pronunțați pe marginea activității președintelui Sandu. S-au împlinit 100 de zile de la preluarea mandatului. Cum calificați activitatea dumneei? Ați avut mai multe replici tăioase de-a lungul timpului. Într-adevăr, m-am străduit și am făcut apel către toți ca în primele 100 de zile au mandatul oricărui, eu știu, funcționar ales sau persoană de demnitate publică alesă să fie scutită de la critici sau scutit de la critici, pentru că altfel deviem de la așa manierele bune, bon ton. Eu m-am, zicem, străduit să respect această regulă. E clar că atunci când eram vizat direct, de exemplu, că nu s-a făcut nimic pentru aducerea vaccinilor și se ignoră că, de fapt, noi am lansat procesul prin sistemul COVAX și vaccinul a venit în Republica Moldova prin sistemul COVAX. Critica era atât că nu ați alocat bani în buget pentru vaccin. Și aici am reacționat și nu este foarte greu să ridici legea bugetului de stat pentru 2021, să vezi că cel puțin în fondurile de intervenții și de rezervă a guvernului sunt prevăzute 272 de milioane de lei pentru situații de urgență, dar care situație mai de urgență în 2021 ar fi decât pandemia? Uitați-vă cât
este alocat... Probabil trebuia specificat expres că e pentru vaccin, că asta corect, e o noțiune vagă. Nu este dumneavoastră, luați și citiți metodologia de elaborare a bugetului. În buget nicăieri nu-i scris exact pentru ce fel de medicament. Nu se scrie așa. Este metodologie, este pentru stare de urgență. Este programul de imunizare și dacă o să vedeți cât e prevăzut în 2021 în legea fondurilor obligatorii de asistență medicală, o să vedeți că sunt bani prevăzuți. Altceva, că problema banilor pentru vaccin cumva a căpătat o conotație politică pentru că nu sunt planificați bani pentru alegeri anticipate în 2021 și prima ce le-a venit în gând politicienii a spus hai să îmblăm în fondurile de intervenție și dacă le luăm pe celea, nu ajung pentru vaccin. Asta sunt de acord. Deci eu în aceste 100 de zile m-am străduit să respect această regulă, dar când au venit asemenea, zicem, calificări sau învinuiri, a trebuit să reacționez. Mai mult nu m-ați auzit pe mine să declar eu primul despre o acțiune sau alta și în general eu consider că este incorrect în primele 100 de zile și asta e valabil și pentru mandatul doamnei Sandu să vii cu critici, cu aprecieri, pentru că orice organizație, orice instituție, orice mandat, 100 de zile gata, este necesar ca să, zile, ca să pui lucrurile, zicem așa, să le așez. Eu dacă m-ar întreba cineva ca cetățean ce i-aș reproșa doamnei în, pe parcursul acestor prime 100 de zile, fiindcă ele au trecut, cred că nu a făcut mult sau nimic practic pentru a consolida societatea, pentru a restabili acea pace civică despre care pomeneam atunci când plecam. Eu am spus că plec în demisie inclusiv pentru a încerca de a restabili pacea civică în Republica Moldova și alt moment pe care pot să-l împutez este faptul că a întârziat atât de mult cu exercițiul de înaintare a candidaților la prim-ministru. Trebuia să facă cel puțin o dată în decembrie 2012, pentru că noi am plecat la 23 și o mai făcea o dată la începutul lunii ianuarie și dacă făcea acest lucru, către mijlocul februarie sau maxim 1 martie, erau întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Iată, suntem acum la 5 aprilie și încă nu avem acest lucru și încă e contestabil acest. De aceea, noi, dacă vrem să fim corecți, să avem un comportament, trebuie să oferim acelor care le-am ales 100 de zile. Faptul că noi n-am beneficiat de acest tratament și intrând chiar în oficiu deja eram, zicem, atacați inclusiv de doamna Sandu, rămâne pe conștiința dumneiei. Dar eu cred că odată și odată noi trebuie să întoarcem foaia, să zicem, ne-am comportat cum ne-am comportat. Mai departe, haideți să arătăm că suntem civilizați, respectăm măcar cele mai elementare norme de conduită. Cam domnule, asta aș putea să spun. Foarte scurt, autoritatea română de cetățenii urmează să ia o decizie în privința retragerii sau neretragerii cetățenii noastre în lunile mai-iunie. Domnul Codreanu, cel care a făcut sesizarea, spunea că regretă faptul că români de bună credință stau cu ani în rând și așteaptă cetățenia românească, dar iată dumneavoastră, un românofob, beneficiați în continuare de avantajele cetățeniei române. Dumneavoastră, cum vedeți situația? La ce decizie vă așteptați în mai de la autoritatea română de cetățenie? Am mai răspuns la întrebarea respectivă într-o emisiune, dar... Domnul ambasador v-a luat apărarea. Eu nu consider că acesta este subiect care trebuie discutat. Dacă autoritatea română a lansat acest proces, rămâne să se clarifice până la urmă. Eu nu am niciun litigiu cu statul român. Categoric sunt împotriva etichetărilor de genul românofob. Eu înțeleg că fostul deputat încearcă cumva să revină în avanscenă și caută diferite posibilități. Chiar nu am nicio, zicem, problemă cu acest subiect, pentru că sunt sigur nu va fi nicio urmare pentru aceasta. Eu nu sunt românofob, nu am atacat statul român și declarații despre, eu știu, corupții sau altceva, nici cum nu pot să mi-atribuie acest calificativ, pentru că despre corupție în Republica Moldova, România și multe state UE vorbesc inclusiv cetățenii acestor state, mulți cetățeni. Dacă vor merge la agenția respectivă, autoritatea respectivă de a retrage cetățenilor, risc că noi ca stat rămânem fără cetățeni. Am înțeles, da, domnule Chicu, nu mai avem timp. Mulțumesc tare mult pentru participare, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20, începe telejurnalul de la București. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor!